Ia uite-o, tati, gata, la înălțime. Dă-ne și mai bine. Ce-am pățit, mi-a degerat piciorul și s-a infectat. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Grigore Varlam și astăzi sunteți invitații mei pentru că mi-am propus să fac de asemenea un vlog cu livrări prin București pe bicicletă de la ora 11 până la ora 2. Sunt în Vitan oarecum, în zona Kaufland, Dristore, mă îndrept către McDonald's, loc din care sper eu să primesc prima comandă la Glovo pe ziua de astăzi. Așa că haideți să vedem ce rezervă și această zi. A intrat și prima comandă, doar că nu este de la Dristo, este de la Nikos Greek Taverna, undeva în rond al Baiulea, și trebuie să fac niște jaloane pe aici. Doamne, fii cu mine și nu deschide unul, să nu deschide unul ușa acum înaintea mea, pentru că belea ar fi. S-a făcut verde la semafor, doar că mașinile se pare că tot staționează. Eu trebuie să fac stânga puțin mai în față, uite, ăsta mi-a făcut loc, mulțumesc, dar n-am unde să mă bag acum. Îi dau 2-3 pedale aici pe partea asta, am încadrat pe această bandă pentru că trebuie să fac stânga și semnalizez frumos. Tare aglomerată aici intersecția, trebuie să am grijă pe unde mă strecor, cum mă strecor. Dacă îți place adrenalina, cea mai bună variantă e să te urci pe o bicicletă, să dai pedală prin toate intersecțiile astea nebune în București. Haideți să vedem dacă e gata comanda mea sau nu e gata, zice, împinge și într-o geam. Bună ziua, am și eu 049 la Glovo. Aștept. Bă, mai durează puțin. Și am să stau aici puțin în așteptare. Gata, voi, prieteni, comandă preluată. Mi-a stricat o cheful de livrare. Am stat 22 de minute aici, dacă vă vine să credeți la Nikos, doar că mă așteptam oarecum, am stat odată la Nikos aici o oră după comandă. Sunt plătit pe timpul de așteptare, dar nu foarte mult. Ideea e că a fost prima comandă pe ziua de astăzi, am niște midi acolo până au fost dezghețate. Hai să zicem că e de înțeles oarecum. Ce e bine că nu trebuie să o las foarte departe și mă duce în zona în care am vrut să încep, adică în intersecția acolo la Dristore, și probabil să rămân în zonă ca să primesc o comandă de la McDonald's. Să mă ținem doar pe acolo. Bă, fraților, ce nebunie a fost ieri în oraș de 1 iunie. Eu filmez astăzi pe 2 iunie, adică miercuri, azi e miercuri, nu? Sper să nu greșesc. Bă, fraților, era o mare nebunie prin oraș. Toate intersecțiile blocate, în mall nu mai aveai locuri, în parcări. Am fost jale, jale, jale. Băi, și ieri a plouat toată ziua, eu n-am ieșit afară din casă, dar toată lumea s-a îngrămădit prin mall-uri cu copiii, vă dați seama, să-i ducă pe la McDonald's să le cumpere una alta. Nu pot să scap de gura copiilor, ce-i drept. Știm cu toții câte insistențe am fost când eram mici. Așa că, hai, fraților, să-i dăm pedală și să lăsăm poveștile. Astăzi se pare că va fi o zi destul de frumoasă, chiar dacă sunt băzi pe jos. Sper să nu mai plouă, pentru că m-am săturat, sincer, de ploi. Mi-am transformat așa frumos, încet, încet, în Amsterdam, în Londra, unde plouă aproape săptămânal. Uite, aici trebuie să las comanda, nici nu mai leg bicicleta. Doar am să sun clienta să vină să-i dau mâncarea. Jap. Bă, pentru mine e mai bine că nu merge interfonul, pentru că nu mai pierd timpul urcând câteva etaje. Alo? Alo, bună ziua, de la Glovo, am ajuns cu comanda. Bine, copăr eu imediat. Ok, după ce te aștept. Uitați aici, o zi bună, la revedere. Mersi. Mulțumesc frumos, la revedere. Uite că am primit și bacșiș. Prima comandă livrată cu bacșiș de 5 lei. Bă, m-am obișnuit cu bacșiș la Glovo, lumea noastră bacșiș. Și asta e bine, mulțumesc, domnișoare dragă. Comanda efectuată, acum pot să-mi dau masca jos ca să respir mai bine. Uite că am primit și comanda, n-am apucat să plec de aici. Presim că e de la Dristore sau de la Mall Vitan. Hai să vedem dacă am noroc, dacă am feeling-ul bun. Este de la, hai, McDonald's Dristore. Comanda numărul 2. Îi dăm pedal așa prin zona asta frumoasă, înverzită. Chiar dacă sunt multe bărți prin București, am aripile și nu e o problemă. Unii mi-au zis, bă, Varlame, dă-ți jos ăstea, cum le spune, aripile, că arată bicicleta mai bine fără aripi. Da, știu că arată mai bine, dar uite, într-o zi ploioasă te ajută aripile. Ia să vedem ce avem noi aici la MC Donald. La McDonald's. Am să-mi las bicicleta undeva aici. Am un loc de parcare care mă invită să-mi leg bicicleta de roată, dar n-am să fac treaba asta.
Am să o las doar așa sprijinită în cric. Hai să vedem care e treaba cu comanda, dacă e pregătită sau nu. Bă, hai că a venit și comanda, am stat vreo 7-8 minute după ea. Bine, sunt două plase destul de mari. Hai să fac poză, bonul fiscal prima și prima dată. În plasa asta aici am sucurile și sunt vreo 4-5 pahare de suc. Sper să nu le dau pe jos. Vedeți, acum a dispărut o plasă. Și o iau și o pun pe a doua, așa deasupra. Cum am făcut, cum n-am făcut? Le-am înghesuit acolo în geantă, odată s-a întâmplat să nu încapă și am refuzat comanda, erau prea multe produse. Așa, comanda preluată, bonul a fost încărcat în aplicație, haideți să vedem unde mă duce acum comanda asta. Deci 22 de minute așteptare la prima comandă și cu 7-8 minute de aici, hai să rotunjim la 30 de minute de așteptare până acum. Și este ora 11:45, deci n-am muncit decât 15 minute practic, restul au fost așteptare. Iar acum aplicația mă duce în Vitan. Și am de pedalat 2 km până acolo. Bă, e ok, măcar că mă ține în zona aici. Chiar dacă din Vitan, nu știu unde aș putea să primesc comandă. Poate mă trimite pe acolo, pe la... Cum era, mă, era unul cu chebul acolo. Nu mai știu cum se numește, în fine. Alo, okay. Alo, bună ziua, de la Glob, am ajuns cu comanda aici, cred că am ajuns bine. Da, uitați, ah, ok, mulțumesc. O zi bună! La revedere! Gata, voi fraților, comandă efectuată așa pe rapid. Chiar și clienta mi-a zis: mamă, ce repede ai venit! Dar uite sistemul românesc cu multe cabluri, încă mai există pe la periferie așa. Bine, aici nu e chiar periferie, dar nu e chiar zonă centrală. Comandă efectuată, dar să-i dau calibrat-o, că altfel nu primesc altă comandă. Și am calif ăsta aici, condimental de calif, s-ar putea să primesc o comandă chiar de la el. E așa, i-am dat calibrat-o. Hai să vedem, îmi bagă comanda acum sau nu îmi bagă? Pe rapid. Am 18 lei câștigați până acum în 55 de minute de muncă. Uite că mi-a dat de comandă, bă. Și da, cum am presupus, facem cale întoarsă, trebuie să ridic comanda de la calif, condimental de calif. E chiar aici în zonă. Mă așteptam să-mi dea o comandă chiar de la acest restaurant și e bine că n-am depedalat foarte mult până la locație. De fapt, nici mult n-am depedalat, nici puțin. Sunt doar 200 de metri, nici 200 de metri. Uite pe aici, jap, 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 am mai fost eu pe aici odată. Bună ziua, 879 la Globul. Mi-am metodat de plată. Ah, ok, e cu cardul. Uite, o zi bună, la revedere. Uite pe rapid, de data asta n-am mai așteptat, cum am stat la prima și a doua comandă. Pe asta am preluat-o așa direct, din zbor, cum ar veni, chiar de unde am lăsat a doua comandă. Așa da, fără timp de așteptare, e chiar mișto. Bravo, condimental de calif. Am preluat comanda, iar acum prima și prima dată trebuie să mă bag prin această baltă. Vedeți avantajul unor aripi de noroi, de apă. Am de pedalat 2 km, fraților, cu această comandă și mă întorc pe la Dristor. Bă, mă ține aplicația în zona asta, e bine, sector 3, vecin cu sector 4, locul în care stau eu. 2 km de pedalat, hai Varlame, tată, bagă mare, nu te plânge, dă-i pedală, tătuțu! Eu mă încurajez singur. Uite, ăla e blocul unde trebuie să las comanda. Dar să vedem. Să vedem pe unde să mă bag. Hai să dăm o tură după parcul ăsta pe aici. Cred că ar trebui să fie intrarea în bloc, dacă nu greșesc. Dacă am greșit, hai, mergem în fața blocului. Momentan mă aflu în spatele lui. Asta e scara 1. Bicicleta o voi lega de acest coș de gunoi. Sper că nu încurc pe nimeni prea mult. 5 minute. Jap. Scoatem telefonul. Haideți să vedem care e treaba. Asta pare un interfon funcțional sau nefuncțional? Ba, cred că e funcțional. Așteptăm să se deschidă ușa. S-a deschis ușa. Liftul e la etajul 4. Trebuie să-l chem ca să ajung tocmai la etajul 6. Așa, uitați aici. Mulțumesc, mă, să zic bună, salut. Bă, ce vă ziceam de bacșiș mai devreme? Bă, la Globul ăsta, bă, frate, lumea bacșiș. Nu se întâmplă prea des treaba asta la Bolfood. Am mai primit 10 lei bacșiș. Mă uitam așa să iau, să nu iau, că unii mai au o chestie care o spune. Hai să-mi dai 5 lei și îi dau eu 5 lei, îmi lasă 5 lei. Dar nu multe persoane lasă câte 10 lei. Până acum am făcut 15 lei bacșiș și asta nu poate decât să mă bucure. Sunt și în zonă bună acum, adică pot să primesc comenzi chiar de la Park Lake, de la Mall Vitan, de la Dristor McDonald's și Dristor Kebab, care se află pe partea cealaltă. I-am dat comanda efectuată, hai să vedem, intră direct comandă? 10 secunde îi dau, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Uite mă că a intrat direct, ești nebun, zero. Deci chiar la fix, mai cum așa. Și nu e făcătură. E o comandă care trebuie să o ridic de la McDonald's, Dristor, și trebuie lăsată undeva prin rond Alba Iulia, la petiție acolo. Hai să vedem dacă e gata, e o obligație aici să intri neapărat cu geanta ca să te vadă ei. Comandă preluată la timp frumos, prima și prima dată, cum v-am obișnuit și m-am obișnuit și eu deja, pentru că mi-a ieșit din mână de la Bolt să fac poză bonului fiscal, doar că se deschide mai greu camera asta. Deja am făcut poză, încărcăm bonul și punem mâncărica în geantă. Iar acum dacă am preluat comanda, să-i dau că am preluat-o la timp, pentru că n-am așteptat, trebuie să fiu sincer cu aplicația. Trebuie să facem noi câte un review de asta de fiecare dată după ce ridicăm comanda, să zicem dacă am așteptat sau era deja pregătită comanda, ca să-și facă ăștia o idee de la Glovo. Ok, mergem în rond Alba Iulia, chiar acolo în rond, comanda numărul 3, dacă nu greșesc. A murit traficul în acest moment, uite așa. Ușurel, tanti, ușurel, că nu vă uitați. Bă, dacă eu sunt atent în altă parte o secundă, adică să mă asigur stânga sau dreapta, femeile astea vin din toate direcțiile. Bine, nu doar femei, că mai sunt și bărbați cerșetori. Acum să nu cer că sunt misogini. Dar de cele mai multe ori mai vezi o femeie așa cu capul nori care se gândește la ziua de mâine, printre mașini. Am bățit chiar acum vreo săptămână tot așa cu o femeie, era să dau peste ea. Probabil ați spune acum că asta e o pistă pentru biciclete omologate, nu încă, cel puțin deocamdată. Se vrea așa, parcă din ce văd eu, o pistă pentru biciclete, dar nu e destinată încă din momentul ăsta, adică nu e omologată. Uite, băiatul din față e cerebel, în caz că nu l-ați recunoscut deja. Bicicleta e legată, iar eu trebuie să las comanda... Unde mă scara? Exact, ceva parfumul? Nu, e ok, mersi, mersi. Un parfum doriți? Un parfum, o vrăjeală, o ceva? Sunt peste tot mici afaceriști în București. Uite aici. Mulțumesc, la revedere. Fata era ascunsă după ușa. Oricum, o domnișoară drăguță mi-a lăsat suma de 8 lei. Bă, fraților, deci am făcut până acum 23 de lei bacșiș. Fata asta mi-a lăsat 8 lei, un băiat mai devreme 10 lei. Până acum pare să fie o zi bunicică. Sper să continui așa până la ora 2, când mi se termine programul. Iar eu mai pe seara am să ies din nou la muncă, pentru că mai am de muncă. Mai am de livrat, mai am încă 3 ore rezervate, de la ora 7 la ora 10 seara, și ăsta vreau să fie programul meu standard pe toată vara asta, de luni până sâmbătă, 6 ore sau 8 ore pe zi. 3-4 ore la prânz, 3-4 ore seara cu pauză ca să îți revii, îți dai seama, după 3 ore stat în soare, în caniculă, poluare și toate cele, prinde bine pauza ca să începi încă o serie cu livrări pe seară, când totul este mai lejer și nu mai e chiar atât de cald. Cerere mare, cerere ridicată de comenzi, pentru că ați auzit sunetul, am auzit și eu. Am mai primit încă o comandă pe care trebuie să o ridic de la Rainbow Bar and Grill. Problema e că mă duce în centrul Bucureștiului, între Universitate, Piața Universității și Piața Unirii, undeva pe acolo, între ele trebuie să las comanda, mă lasă în zona centrală și asta înseamnă că e posibil să termin programul cam pe oriunde. Aș putea să ajung chiar și pe la Piața Victoriei și nu prea îmi place treaba asta. Având doar 3 ore în program, îmi place să rămân aici, în partea asta de rond Alba Iulia, McDonald's, așa mai departe, ca ajungeam mai repede acasă. Destul de simpaticuță terasa asta aici, orică nu știu de unde se ridică comenzile. Hai să vedem, merg să întreb și eu aici la bar dacă e gata sau nu e gata mea. Dar uite, bă, am văzut o bere acolo direct, care mi-a pus capac mie pe vlogul ăla cu testele. E vorba de berea Lefe sau Efe. Am și eu o comandă la Glovo, 538. Ok, aștept. Hai să stăm frumos aici. Comanda mea a venit, dar e o eroare acolo, puțin în calculator. Băgăm mâncarea frumos în geantă. Bă, am cam stat și aici, bă. Azi e timp de așteptare. Deci astăzi sunt norocos la timp de așteptare, bă. Am stat și aici vreo 10-15 minute, pentru că li s-a defectat aparatul ăla acolo, calculator sau ce e, nu știu cum se numește, de unde bagă ei comenzile în sistem și așa mai departe. Am stat și aici 10, 12, 13, 15 minute maxim. Aia e, măcar a mers bine cu bacșișul. Am primit bacșiș la fiecare comandă până acum. Haideți să vă arăt și ceva interesant. Acolo e o tipă care face poze, aveți, doamne, dar nici nu i-a atins mașina, adică nu i-a făcut nimic. S-au și accidentat puțin, dar nu i-a făcut mare treabă. Doar l-a atins și i-a dat numărul jos. Se ceartă acolo. Am ajuns în centru vechi. Bă, cum să pui, mă, trotineta în halul ăsta așa? Deci chiar așa întoarsă? Poate e stricată, poate e vreun semn de-a lor, dar...
S-au umplut București de trotinete. Parcă am mai scăpat de alea de la Lime, care erau căzute peste tot. Cele vechi de la Lime. Cred că trebuie să sun clientul ca să vină după mâncare în față la Dristor. Ok. În față la Dristor. Undeva pe aici am să și opresc și să vedem care-i treaba. Care, cum, cui, unde trebuie lăsat această comandă în față la Dristor. Alo, da? Alo, bună ziua, de la Glovo, am ajuns în față la Dristor cu comanda. Da, vin eu acum, vin eu acum. Oh, ok, da, ok, vă aștept, cu cerere. Hai să vine el imediat, hai să vedem de unde apare. Da, așa, că mă calcă fancurierul cu tricicleta. Bă, să vedeți ce am pățit, mi s-a oprit GoPro chiar în momentul în care trebuia să las comanda clientului. Sunt tot aici în față la Dristor, doar că m-am scăpat de comandă, a venit clientul, i-am dat mâncarea. Am mai primit între timp o comandă de la Bazar cu 2A, așa, cu 2A. Hai să vedem pe unde este, de fapt pe unde trebuie să ajung, pentru că nu mi-amintesc să mai fi ridicat până acum comandă de la Bazar. Nu știu, cred că e restaurant, nu? Sau magazin. E aici în centru vechi și dacă e în centru s-ar putea totuși să fie un restaurant. Să trăiți, noroc! Salut pe Beiță! Ce faceți? Scuze că n-am mai dat mânuși a jos. Nu-i nimic, stai jos. Așa, am o comandă aici. Stai jos! Aha, aștept, aștept. S-o duce direct aici fata mea. Foarte bine, foarte bine. Stai mă jos, am zis. Mulțumesc. Te mănâncă pielea tătăiță. N-am stare, mai am o oră, vreau să mă duc acasă. Noroc. Da. Gata, băi, fraților, am preluat comanda. N-am de pedalat foarte mult, doar că trebuie să ajung pe la Unirii, pe acolo în centru, să mă transform în pieton. Iar mai pe urmă să văd dacă pot să mă urc pe bicicletă prin zona aia acolo. Așa pe GPS nu mi-arată că e foarte departe, e doar un kilometru. N-am stat foarte mult aici la Bazar. Am stat vreo 3-4 minute maxim. Mă mir, până acum am avut comenzi de astea în așteptare și asta nu e bine, că n-am câștigat cine știe ce astăzi. M-am mai scos bacșișul la primele 3 comenzi, 3 comenzi, toate 3 cu bacșiș. Mai rar să se întâmple treaba asta la Glovo, chiar toate. Bă, deci fii atent, fază, dricul, mașina care în mod normal cară morți. Dar uite ce car acum, un câine, frate. Deci e un câine în mașina asta de... Sunt doi câini, de fapt. Cred că sunt câini maidanezi, ia uite-i. Bă, nu, unul din ei cred că e câine maidanezi. Îi cară cu mașina de cărat morți, ia uite. Uite-l pe câinele ăla, cum se uite la mine. Jap. Sunt mai mulți aici, bă. Mai nou se cară câini, frate. Ia uite, cred că la și de ei, n-am nicio treabă. Cred că, bă, sunt și doi regi acolo. Ia, ce fac, bă? Ia vedeți, băi, fraților, manevra, adio mașinuța. Și uite așa, a fost odată o mașină. A fost odată o mașină parcată cu numerele B999SAX. Hai că vreau să filmez operațiunea de smulgere. Durează mult oare sau până o ridicați cu totul? Acum e mea, că s-a luat totul. Asta e operațiunea, de față a legat-o. Trebuie să pună chingile și pe spate acolo. Acum să mă scuze clientul că stau 2 minute aici, dar trebuie să filmez această operațiune neapărat. Ia uite cum iau la mașina frumos, B999 Sax. Jap. Adio mașinuță. A fost odată o mașină. Păi nu e parcată regulamentar, da? Că se și lucrează aici, ce-a băgat tot după astea, acolo. Ia uite-o, tati, gata, la înălțime. Frumos. Bă, nu râd acum de necazul omului, dar uite că se mai întâmplă și chestii de genul. Mașini zburătoare. Uite și un Peugeot zburător. Nu doar BMW-urile și merțanele sunt la putere în București. Uite că și Peugeot e de asemenea. În fine, hai să nu mai pierd timpul pe aici, voi fraților, pentru că am de lăsat o comandă. Sunt cu o comandă în curs și cred că am călcat aici în ceva. Uite aici. O zi bună, la revedere. Mulțumesc frumos, la revedere. Ia uite, bă, frate, că au mai venit 5 lei bacșiș. Cât sunt în total? Nici nu mai știu. Cred că sunt 28 de lei în total astăzi primiți. 2 ore de muncă. Voi face încheierea videoclipului și vă zic și de ce fac treaba asta, pentru că mai am o oră de program. Eu mai stau la muncă, dar în aproximativ 2 ore de muncă. Uite, bă, că n-am pe unde să mă bag, bă, ca să stau liniștit să fac încheierea videoclipului. În aproximativ 2 ore de muncă am câștigat în aplicație, vă zic imediat, am câștigat 60 de lei în aplicație,
plus 28 de lei bacșiș. Dar uite ce voi face eu cu bacșișul, fraților, în momentul ăsta. Deci 60 de lei în 2 ore și 20 de minute și mi-a venit ceva pe moment acum, ceva ce voi face. Am văzut o femeie aici, frate, tare amărâtă și mă duc să-i dau ei tot bacșișul meu. Nu aveam un plan treaba asta, dar am văzut-o acum. Uitați aici, tante, să aveți să vă luați dumneavoastră ce vreți de ei. Bani ăștia. Numai bine, sănătate vă doresc și numai bine. Și am păstit, mi-a degerat piciorul și s-a infectat. Și le-au și eu ceva de mâncare și mi-am medicamente ca să nu vă taie cred. Piciorul. Vă cred, tante. Da, fie dumneavoastră de familie. La fel și eu pentru dumneavoastră am să mă rog. Numai bine, sănătate vă doresc. Numai bine. Uite, bă, fraților, femeia asta stă aici, mai stă la soare, pe unde mai stă. Dacă vreți să o ajutați, a zis că stă aici. Inspectoratul de stat în construcții e un parc aici lângă. Eu i-am dat bacșișul meu pe ziua de astăzi, nu știu, vreo 28 de lei și mai aveam vreo 10 la mine sau 5 lei, 10 lei, nu mai știu cât aveam la mine. I-am dat ei, cu asta e încheierea acestui videoclip. Nu mi-am propus să fac așa finalul videoclipului. Așa a ieșit, cu voi este Varlam, toate cele bune pe data viitoare. Pa, pa, fraților!